La început, oamenii nu au crezut că ar putea exista vreun urs în zonă, fiind una de șes și nu de munte. Însă se pare că animalele sunt din ce în ce mai îndrăznețe din cauza foamei, cel mai probabil căutând mâncare. Parcă tot nu ne vine să credem că aici, în spatele caselor noastre, un urs s-a plimbat toată noaptea, chiar și spre dimineață. Și într-o primă fază, neavând autorizație de împușcare, măcar să-l îndepărtăm, astfel încât să nu mai fie un pericol pentru cetățenii acestei localități. O cameră de supraveghere a confirmat apariția ursului care se plimba pe stradă în Ionești, comuna Petrești. Pericolul este, vă dați seama că este major. Dacă se întâlnește cu un om pe stradă sau cu vreun bătrân, e fatal. A ajuns deja pe străzi. Da, eu am camerele de dimineață, m-a sunat un vecin, e uite pe camere să vezi că a venit ursul acolo. N-am crezut prima oară, am auzit acum câteva zile că a fost și la deal, dar n-am crezut. Mai mulți localnici s-au speriat și au sunat la 112. Păi, dar nu e dat-te mult să vezi ursul, să nu... Cum să nu... La ce vă gândiți? Păi la ce e mai rău? Te strânge ăla de câteodată, aia e. N-au voie să tragă în el, n-au voie să... Asta e pericolul, că n-au voie să... Da, n-au voie să tragă. Și dacă vine și ne atacă pe vreunul de noi, n-are voie să tragă în el. Doamne, cât animalul să-l vedeți, cum să nu fie teamă? Autoritățile au luat măsuri de îndepărtare a animalului. Reprezintă un pericol? Sigur, dacă intră în localitate, se poate... speriat, devine agresiv. Există autorizație pentru a fi împușcat? Există autorizație pentru a fi împușcat, dar nu pe fondul ăsta. Pe fondul pe care a fost semnalat două săptămâni în urmă. Deci dacă îl vedeți aici, nu puteți trage? Nu, aici facem doar o acțiune de îndepărtare. Vânătorii au tras focuri de armă în aer pentru a-l izgoni.